Estella, I need the first song. We're starting. Pace și Hristos a înviat. Vom să slăvim pe Domnul cu câteva cântări. N-o să ajute și copiii și grupul de închinare. Și vom să-i dăm slavă lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut, tot ce a înviat pentru noi, pentru orice putere ca să avem în inimile noastre să cântăm spre gloria Lui împreună. Amin. El ne-a iubit, venind în lume, ca noi pe lume să fim salvați. Yeah.
Palat mai curat-i.
Hristos a înviat! Și El este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Domnului! Iubiți frați și surori, în această dimineață ne-am adunat aici la Biserica Philadelphia să sărbătorim învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Cea mai mare duminică din istoria zilelor oamenilor a fost ziua când din moarte a venit la viață Fiul lui Dumnezeu, aducând victoria, biruința asupra morții și asupra puterii întunericului pentru totdeauna, binecuvântat să fie numele Domnului. Aș vrea să vă invit să deschidem cuvântul Domnului, să citim un pasaj potrivit cu această sărbătoare din Evanghelia după Matei, capitolul 28, citim versetele 1 până la 7. Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 1 până la 7, cuvântul Domnului ne spune felul următor. La sfârșitul zilei sabatului, când începea să se lumineze înspre ziua dintâi a săptămânii, Maria Magdalena și cealaltă Marie au venit să vadă mormântul. Și iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ, căci un înger al Domnului s-a pocorât din cer, a venit și a prăvălit piatra de la ușa mormântului și a așezut pe ea. Înfățișarea lui era ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. Străjerii au tremurat de frica lui și au rămas ca niște morți. Dar îngerul a luat cuvântul și a zis femeilor: nu vă temeți, căci știu că voi căutați pe Iisus care a fost răstignit. Nu este aici. A înviat după cum zisese. Veniți de vedeți locul unde zăcea Domnul. Și duceți-vă repede de spuneți ucenicilor că a înviat dintre cei morți. Iată că El merge înaintea voastră în Galileea, acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta, binecuvântat să fie numele Domnului. Prea iubiților, vă chem așa cum stăm ridicați înaintea Domnului să punem numele Domnului peste strângerea noastră la olaltă, să-L rugăm pe Dumnezeu ca El să strălucească în sărbătoarea de astăzi. Tot ce se întâmplă în locul acesta să fie făcut pentru gloria Lui. Glasurile noastre unite la olaltă să preamărească numele Dumnezeului nostru, iar El să-și găsească plăcerea în închinarea pe care o aducem. Așa cum stăm ridicați împreună, ne rugăm Domnului. Slăvim, Doamne, Tatăl, Doamne, stăm înaintea Ta. De lauzi și de lauzi. Vă invităm cu mult respect să vă reașezați, vă spunem tuturor un bun venit la biserică, haideți să ne închinăm cu toată inima Domnului. Urmează acum copiii de la școala duminicală să aducă laudă Domnului prin programul pe care ei l-au pregătit, urmând apoi timpul nostru de rugăciune. Haideți să păstrăm inima deschisă înaintea Domnului și sărbătoarea aceasta să aibă cu adevărat semnificație, însemnătate, valoare pentru noi în această dimineață. Amin.
Când din tine Dumnezeu a făcut pe om și l-a pus într-o grădină să îngrijească orice pom. A fost o zi când pe furis veni șarpele viclean, ascunzându-se în frunzici, să măgească pe Adam. A fost o zi când înascuns s-a comis primul păcat, de atunci moarte pătruns și în lume a intrat. A fost o zi când pe cer sus semne măreți s-au ivit că dovedea că Iisus pe pământ jos a venit. A fost o zi când în grădina o nouă luptă s-a decis, când Iisus cu fața întina pe Satan el l-a învins. A fost o zi când omul prin sentință pila și a ritat fiorul ce suflă la putat. A fost o zi când pe cruce pe-a jogorit și a lucrat, Domnul Iisus păcatul duce ca el să fie salvat. A fost o zi când dreptatea lui Dumnezeu s-a împlinit, lăsând să acoperindă moartea femeia sunt de sânge. A fost o zi măriață când moartea Iisus a venit și din moment la viața de nou cu slavă a venit. A fost o zi când cu uimire pe ucenici el i-a lăsat, când sub a lor privire la cer Iisus s-a înălțat. Este o zi a cercetării, acum când ești înaintea sa, astăzi e ziua îndurării, astăzi să vin, nu amâna. A fi o zi a biruinței, când doar ce sfinților aduna, sub steagul credinței spre cerul susor îndrăta. A fi o zi de judecată, când totul s-o ce împărți. Te va arăta faptul și vei sus de noi să zi. Va fi o zi a răsplătirii, când toți acei răscumpărați voi cânta imnul mântuirii, căci de la moarte ar fost salvați.
Va fi o zi strălucitoare, când poți de perle se deschid și în haine albe scripitoare vom fi cu cel ce l-am iubit. Adevărat, adevărat vă spun, că vine ceasul și acum a și venit, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, iar cei care vor asculta vor învia. Amin. Thank you.
Amin, Hristos a înviat! Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Lăudat să fie numele Domnului. Amen. Merită Domnul să lăudăm? Yes. Merită Domnul să înălțăm numele? Amen. Merită că El este viu în vecii vecilor. Glorie Domnului! Amen. Spunea Ezechia în capitolul 38 în Isaia, toată viața îi vom cânta Domnului. Știți de ce? Fiindcă ne-a mântuit. Vom cânta Domnului cu instrumentele cu corzi. Vom cânta Domnului cu instrumentele prin suflare. Tot ce are suflare să laude numele Domnului, glorie Domnului. Merită că El este viu în vecii vecilor. Prin rănile Lui, prin suferințele Lui a luat păcatele noastre, Isaia 53, boalele și suferințele noastre le-a luat asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți, iertați, vindecați în numele Lui, glorie Lui și trăiască Domnul în veci de veci. Haideți să ne ridicăm în picioare și voi citi un psalm de laudă la adresa Domnului, fiindcă Domnul merită lăudat, merită. Și cei mici și cei mari, toți împreună de dimineață, glorificăm, lăudăm și cinstim numele Domnului. Aleluia. Și uitați ce spune aici psalmistul în psalmul 150, ultimul psalm. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Dumnezeu în locașul Lui cel Sfânt, lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui, lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari, lăudați-L după mărimea Lui nemărginită, lăudați-L cu sunet de trâmbită, lăudați-L cu lăuta și arfa, lăudați-L cu timpane și cu jocuri, lăudați-L cântând cu instrumente, cu corzi și cu cavalul, lăudați-L cu chimvale sunătoare, lăudați-L cu chimvale zângănitoare, tot ce are suflare să laude pe Domnul, lăudați pe Domnul, amin. Glorie Domnului! Amin. Mic și mare, frați și surori, merită în dimineața aceasta că Domnul este viu în vecii vecilor, amin. Să lăudăm numele Lui! Aleluia. Merită că ne-a scris numele în cartea vieții și ne numim copii ai Lui, trăiască Domnul în vecii! Amin. Haideți așa cum stăm în picioare cu toții să binecuvântăm numele Domnului și din toată inima să lăudăm. Amin. Amin. Doamne, ne închinăm înainte.
Vă rog să ocupați locurile. Grupul de laudă cântă spre slava Domnului și rămânem în duc de rugăciune. Amin. Amin. Voi pierduți cu sarcini grele sub o sândă și păcat. Așa zice cântarea asta. Ce minunat e că putem să venim la Iisus Hristos cu durerile noastre, cu păcatul nostru și în iubirea Lui, El ne iartă, amin. Și în ziua asta sărbătorim că Iisus Hristos a înviat și El e adevărul și ne dă putere și iertare.
Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Este o bucurie pentru noi, frați și surori, ca dimineața aceasta să fim aici înaintea Domnului, să proclamăm din toată inima că Hristosul nostru a înviat, că El stă la dreapta lui Dumnezeu și de acolo mijlocește pentru fiii oamenilor, pentru cei ce au crezut în El și au recunoscut că sunt păcătoși și au recunoscut că El este Mântuitorul. El este Acela care ne-a spălat de toate păcatele și de toate fărădelegele noastre. Așa cum am cântat, dar eu știu că sângele lui Iisus Hristos ne-a spălat de orice păcat, mărit să fie numele Domnului. Noi mai știm că El este Fiul lui Dumnezeu și când El este puterea și tăria și vindecarea și mântuirea vieții noastre, lăudați să fie numele Domnului. De aceea, frați și surori, să mulțumim, să lăudăm, să-L cinstim, pentru că venirea Domnului în lumea noastră, de la început, îngerii au cântat slavă lui Dumnezeu în locuri prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți Lui. Lăudați să fie numele Domnului. Și noi suntem aceia care am crezut și noi suntem rodul suferinței Lui și astăzi, în toată inima, putem să spunem că Hristos s-a înviat, lăvit în numele Domnului, gloria lui Dumnezeu, mare este puterea și tăria Lui. El este aici și Duhul lui Dumnezeu să ne facă conștienți, frați și surori, că El este viu. Dacă femeile s-au dus acolo și locul Domnului nu era acolo, locul Domnului, că era viu, era printre oameni, era în inimile noastre, frați și surori, El este prezent aici, El este viu și din toată inima să lăudăm pe Domnul prin rugăciunile noastre, să-I mulțumim că El a luat asupra Lui păcatele noastre, fărădelegele noastre, bolile noastre, suferințele noastre și noi ne bucurăm de harul lui Dumnezeu astăzi aici, că suntem vii în Hristos, lăudați să fie numele Domnului. Și Domnul a pus în noi Duhul Său cel Sfânt, ca preț de răscumpărarea vieții noastre în ziua aceea, când noi îl vom aștepta pe norii cerului și așa cum suntem aici, vom fi cu Domnul vecii vecilor, lăudați să fie Domnul. Ne ridicăm în picioare, frați și surori, și aș vrea să citesc niște cuvinte minunate și mărețe a psalmistului care ne îndeamnă pe noi, ca noi să-I mulțumim Domnului și fiecare dintre noi știe ce a făcut Domnul dreptul Lui și să-I mulțumim, frați și surori, să-L adorăm pe Domnul Iisus Hristos, care este viu și este implicat în viața bisericii, este în viața în familiile noastre și noi îl binecuvântăm pe tot aceasta. Așa spune în Psalmul 92. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalt. Să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta. Aleluia. Cu instrumentele cu 10 coarde și cu laută în sunetele harfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale, binecuvântat să fie numele Domnului. Amen. Duhul Sfânt să ne facă sensibil. Adu-ți aminte de tot ce Domnul a făcut pentru tine. Fie cuvintele acestea în inima noastră fiecăruia o laudă spre slava și gloria lui Dumnezeu. Nu te grăbi la rugăciune. Mulțumește că Domnul este aici viu și te ascultă. El ascultă rugăciunea. El ascultă cu urechea Lui fiecare dorință și laudă spre slava lui Dumnezeu. Dacă până aici te-ai rugat totdeauna pentru probleme, acum este momentul să-L lauzi și să-L mulțumești pentru tot ce a făcut Domnul pentru tine. Amin. Ne rugăm. Doamne, cu recunoștință venim din nou înainte.
Vă frumos să reocupați locurile. De păcat, de păcat ce m-ar spăla numai sângele lui Iisus. Și unde m-aș vindeca numai sângele lui Iisus. Amin. Hai cu toții să cântăm împreună. De frați și surori, vrem să ne rugăm în această rugăciune pentru cei care nu sunt aici. Noi binecuvântăm pe Domnul că am venit pe picioarele noastre la casa Domnului și e un har binecuvântat de Domnul. Să-ți dea putere, sănătate, să te ridici în capul oaselor, să vii la închinare și aici în casa Domnului să binecuvintezi pe Domnul, e un har. Merită Domnul din toată inima, cu buzele, cu limba noastră, să binecuvântăm numele Lui, merită, da? Sunt alții care sunt bolnavi acasă, fie în spital,
Sunt alții care așteaptă o mângâiere, așteaptă un ajutor. Singurul ajutor al omului este Domnul. Și atunci când îl chemăm, i-am înțeles un singur lucru, că întotdeauna când îl chem pe el, mai devreme sau mai târziu, Domnul se oprește în dreptul nostru și ne ridică. Binecuvântat să fie numele Lui. Voi citi câteva cuvinte din cuvântul Domnului și apoi ne vom ruga pentru alții, pentru cei bolnavi. Și aș vrea să citesc, stați așa pe bănci, din Isaia 38 câteva versete și apoi ne vom ridica în picioare și cu toții ne vom ruga Domnului pentru alții. Isaia 38, începând cu versetul 15. Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla zmerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Domnul prin Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață. Prin ea mai am și eu suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viață. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcerea să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele, căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, ci cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, dar cel viu te laudă ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit. De aceea în toate zilele vieții noastre vom suna din corzile instrumentelor noastre în casa Domnului. Binecuvântat să fie Domnul! Toate zilele vieții noastre vom binecuvânta pe Domnul, în primul rând că ne-a iertat păcatele, așa cum spunea Ezechia. Fără de legile noastre, păcatele noastre le-a luat, le-a aruncat în groapa uitării și ne-a dat viață, binecuvântat să fie Domnul! Haideți să ne ridicăm în picioare și merită Domnul să-i aducem glorie, închinare și merită să mijlocim, să ne rugăm și pentru alții. Voi citi lista aceasta și apoi, dacă mai aveți alte cauze, printr-o ridicare de mână, aduceți-le înaintea Domnului și Domnul are putere să asculte și să ridice și să mântuiască. Binecuvântat să fie numele Lui în veci. Amen. Ne rugăm pentru Diana Pan, Doamne, atinge-te de ea. Amen. Pentru Iosif Turcin, atinge-te de el. Amen. Pentru Ilie Pop, atinge-te de el, Doamne. Amen. Suntem la o zi de sărbătoare. Tu ești viu în vecii vecilor și ai putere să-i ridici în numele Tău. Glorie Duhului Sfânt! Amen. Pentru Ligia Cristian de la Porlat, atinge-te de ea, Domna loștirilor! Amen. Și vindecă-o! Pentru Cornelia Ban, în numele Domnului te rugăm, oprește-te în dreptul ei! Pentru Dumitru Cristea, la fel acasă, Doamne, pentru soția lui, pentru familia lui, pentru toți, Doamne, mângă-i și ridică-i în numele Celui Preanalt! Pentru sora Maria Cicărac, Doamne, atinge-te și de sora aceasta, amin, de soț și de familie, pentru Cecilia Pop și apoi pentru Todor Mocan, fratele meu de la Cluj din România. Eu cred că Domnul este și România, amin, este amin, pretutine, este aici și numele Domnului rămâne în picioare, slăvit să fie Domnul. Amin. Dacă aveți alte cauze, printr-o ridicare de mână. Aleluia! Domnul să binecuvinteze și toate mâinile și pe toți aceia care nu sunt aici în spital sau acasă. Haideți cu toți împreună să intrăm înaintea Domnului de mijlocire și Domnul să se îndure. Amin!
rugăm să ne închinăm Domnului. Dacă cineva, datorită problemelor de sănătate sau datorită vârstei, nu puteți să stați ridicați așa mult, nu vă simțiți rău, puteți să vă așezați, cei care nu puteți să stați prea mult în picioare, însă cei care putem, haideți cu inima legată de Domnul să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu cântând împreună cu grupul de laudă Domnului. Plânge, ar vrea să știe ce traia de o minune.
Hristos a înviat! Și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. Vă invit înainte de a ocupa locurile să vă întoarceți în stânga și în dreapta dumneavoastră. Spuneți-le celor care vă sunt alături că Domnul nostru trăiește. El este viu în vecii vecilor. El este motivul părtășiilor noastre, ori de câte ori ne adunăm la oaltă. Și El e prezent în mijlocul bisericii. Lăudat să fie numele Domnului. Preoviților, vă spunem din nou bun venit la biserică și celor care ați ajuns pe parcurs, ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze părtășia noastră la oaltă. Vrem să salutăm și frații oaspeți care ne vizitează în această dimineață. Ne bucurăm de fiecare dintre dumneavoastră. Aș vrea să vă rog atunci când vă auziți numele și localitatea de unde veniți, să vă ridicați în picioare ca să vă putem primi cu bucurie în părtășia Bisericii Philadelphia. Avem cunoștință că între noi este familia Vlad, fratele Dorel și sora Nuți, care vin din Canada. Le spunem un bun venit, ne bucurăm că sunt cu noi, deși sunt găzduiți la familia Kuzman. Bine ați venit la Biserica Philadelphia! De asemenea, din Seattle, Washington, avem împreună cu noi familia Baban, pe sora Rodica, fratele Viorel și fiul dânșilor, fratele Jean. Îi rog și pe ei să ridice în picioare, vă spunem bun venit și ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze! De asemenea, avem împreună cu noi din România, din St. George's Bay, familia Lazar, pe fratele Grigore și sora Mărioara. Îi rugăm și pe ei să ridice în picioare. Bine ați venit la Biserica Philadelphia. Sora Mărioara este sora fratelui Vasile Strâmbu. Ne bucurăm că sunteți aici. Ei sunt împreună cu copiii care vin din Florida, Ilie și Ioana Lazar și Traian și Angela Lazar, care sunt cu copiii lor aici. Vă rugăm să vă ridicați și dumneavoastră, vă spunem bun venit, ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. De asemenea, din Tennessee avem împreună cu noi pe fratele Vladimir Rus. Este fratele de corp al fratelui Ivan Rus. Nu știu unde este așezat în sală. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Bine ați venit. Ne bucurăm că sunteți cu noi. Și de asemenea, din Arizona, din Phoenix, familia Baban, fratele Radu și sora Cerasela. Sunt și ei cu noi. Vă spunem bun venit. Ne bucurăm că sunteți aici. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă cumva mai este cineva care este cu noi și sunteți oaspeți, chiar dacă nu v-am pomenit numele, v-aș cere să vă ridicați și să ne spuneți de unde veniți. Mai este cineva pe care nu v-am anunțat? Florin, de unde sunteți? Din Florida. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Și numele dumneavoastră? Corneliu? Domnul să vă binecuvinteze. Ne bucurăm că sunteți aici. Dacă mai este cineva care este cu noi și ne vizitează, tuturor vă spunem bun venit, îi salutăm și pe cei care ne urmăresc prin intermediul internetului, poate datorită problemelor de sănătate, nu pot să fie într-o zi de pași la biserică. Vă purtăm în inimă, dorim ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și acolo unde vă găsiți, mâna Domnului să fie peste dumneavoastră. Preiubiților, urmează să ne închinăm Domnului împreună cu fanfara bisericii, apoi familia Recalo laudă pe Domnul, urmată de sora Rodica Baban din Seattle. O rugăm să cânte o cântare pentru slava Domnului și apoi corul bisericii laudă pe Domnul. După aceste puncte, ne pregătim să ascultăm primul cuvânt pe care fratele păstor Vasile Strâmbu îl va împărtăși cu noi în această dimineață. Thank you.
Thank you.
afară, îl caută și plâng. O grădinare unde îl ai pus, noi vrem să-l luăm, ne e drag Iisus. O grădinare, unde l-ai pus, noi vrem să-l luăm, ne e drag Iisus. Dar grădinarul era chiar Iisus. Femeile se bucurară nespus. O, Marie, tu nu mă ținea, căci trebuie să merg în slava mea. În Galileea mergeți neapărat, la frații mei spuneți că am înviat. Sfârșit am lupta și al morții duiel, spuneți lui Petru să vină și el. Sfârșit am lupta și al morții duiel, spuneți lui Petru să vină și el. Pe toți ca o mamă el ne-a mângâiat și pace în suflet la toți el ne-a dat. Ce bucurie cât de minunat, Iisus azi trăiește, a înviat. Ce bucurie cât de minunat, Iisus azi trăiește, a înviat. Thank you.
Stimați frați și surori și tuturor celor ce prin Harul lui Dumnezeu până la această oră suntem în casa Domnului, aș dori să-mi permiteți și mie să mă adresez alături de frații slujitori cu același salut atât de frumos și atât de minunat și cunoscut tuturora, spunându-vă toți, tuturora, din toată inima, Hristos a înviat! Avem această fericită ocazie, așa cum se spunea de dimineața mai devreme, să fim în casa Domnului în cea mai importantă zi din istoria omenirii. Ziua în care Cel ce a luat păcatul nostru, Cel ce a fost pus pe umerii Lui toată povoara întregii lumi și care a trebuit să treacă prin cele mai grele momente posibile și descrise de ființa umană, până acolo, căci a trebuit să spună și să recunoască căci Dumnezeu l-a părăsit. Dar a venit o zi și ziua aceea a fost ziua triumfală când Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. El este Cel ce a plătit păcatul nostru împăcând omul cu Dumnezeu și pentru căci Dumnezeu a fost Cel ce a vegheat tot timpul, chiar dacă și-a întors fața la groaza scenă aceea atât de îngrozitoare, n-a uitat căci în dragostea Lui El ne-a căutat pe noi. Slăvit să fie numele Domnului! Amen. Și în ziua de astăzi noi sărbătorim această sărbătoare atât de minunată și dorim ca Dumnezeu să ne umple inimile de speranță, dorim ca Dumnezeu să ne umple inimile de bucurie, căci Hristos trăiește, slăvit să fie numele Lui. Vă invit cu toată dragostea să ne ridicăm în picioare și am să citesc 18 versete din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 20, începând cu versetul 1 și vom conclude cu versetul 18 și apoi, în câteva minute care le avem rezervate, vom reflecta câteva gânduri asupra acestor minunat eveniment și asupra acestor lucruri care s-au întâmplat în dimineața aceea și dorim ca Duhul Domnului să ne călăuzească. Ascultăm cuvântul Domnului care spune în felul următor, în pagina în Sfânta Scriptură, după traducerea Cornilescu, este 1053, Ioan, capitolul 20. Începând cu versetul 1. În ziua întâi a săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. Pe când încă era întuneric, a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic alerga mai repede decât Petru și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat înăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul care fusese pus pe capul lui Iisus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-alt loc singur. Atunci celălalt ucenic care ajunseseră cel din tâi la mormânt a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învie din morți. Apoi ucenicii s-au întors acasă, dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și a văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? Ea le-a răspuns: pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus.
După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie! Ea s-a întors și a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Amen. Cu respect vă reinvit să reocupați locurile. Iubiți frați și surori, așa după cum vă spuneam, sunt bucuros că și Dumnezeu mi-a dat sănătate, mi-a dat harul ca în dimineața zilei de astăzi să fiu împreună cu dumneavoastră în casa Domnului, să mă închin lui Dumnezeu. Și sunt și foarte bucuros de faptul căci sora mea Marioara, cea mai mare dintre surori, nu cea mai mare din familie, cea mai mare dintre surori, este alături cu mine în ziua de astăzi și cu noi, împreună cu soțul ei, Grigore, și așa după cum ați auzit, cu cei doi copii a ei, cele două nurori și cei patru nepoți. Și sunt foarte bucuros de lucrul acesta și zic ca Dumnezeu să-i binecuvinteze. Amen. Apoi, sunt bucuros că și dumneavoastră ați găsit cu cale ca în dimineața zilei de astăzi să fim în casa Domnului, însăși prezența noastră în casa lui Dumnezeu dovedește tuturor celor ce se uită și ne văd chiar și pe internet sau ne văd prin alte surse, dovedește faptul că suntem oameni care îl iubim pe Domnul. Dovedește faptul că ce am sacrificat, poate confortul nostru sau alte lucruri care s-ar putea să fi trecut prioritate mai mare pentru unii, pentru noi nu. Pentru noi importanța și prioritatea din tâi este Iisus Hristos Domnul, slăvit să fie numele Lui. Și de aceea în dimineața zilei de astăzi suntem în casa Domnului, ne închinăm înaintea Lui și aducem tot ce avem mai frumos. Am fost extraordinar de plăcut, impresionat, căci copiii au avut harul ca în dimineața aceasta să deschidă slujba, să cânte atât de minunat pentru Dumnezeul nostru, să cânte atât de frumos pentru Iisus Hristos care este viu, slăvit să fie Domnul. Îi binecuvântăm în numele Domnului și vă binecuvântăm pe toți părinții care v-ați străduit să veniți cu ei la casa Domnului și zic, Domnul să vă răsplătească, Domnul să vă dea sănătate și viață veșnică tuturora. Cuvântul lui Dumnezeu pe care vreau și cu care doresc să ne împărtășim în dimineața zilei de astăzi este și am zis în felul următor, căutând și văzând cele întrebări din text, nu caut eu să răspund la întrebări. Sunt întrebări de care întreagă omenirea de o bucată bună de vreme caută răspunsuri. Nu eu vreau să răspund la aceasta, ci vreau să văd și să vedem cu toți câteva atitudini atât de mărețe și de frumoase pe care noi putem să le învățăm în dimineața zilei de astăzi de la aceste personaje din Sfânta Scriptură. Domnul Iisus a întrebat-o, ce cauți? Și eu am spus și zic, mesajul pe care vreau să-l transmit, căutând pe Iisus cel înviat, căutând pe Iisus Hristos care este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. Primul pas în căutarea lui Iisus Hristos care este viu, prima atitudine în căutarea celui ce a fost mort și a înviat este aceasta, este o atitudine de adorare, este o atitudine de sârguință, este o atitudine de străduință.
Iubiți frați și surori, tineri și tinere, domnilor și doamnelor, Hristos și Dumnezeu se lasă descoperit tuturor celor ce-L caută cu adoare, cu străduință și cu sârguință. Și lucrul acesta îl vedem în versetul 1, unde spune: în ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt. Auziți, femeia aceasta îmi dă de gândit și îmi spune: căci de când Domnul a fost pus în mormânt și până în prima zi a săptămânii, ea n-a avut somn, ea n-a avut liniște și a căutat să-L întâlnească pe Domnul ei. Avea nădejde aceasta, poate în subconștientul ei, cu mare confuzie, dar spera că cel puțin măcar să vadă mormântul, să-L vadă acolo. Frați și surori, dacă în inima noastră clocotește dorul de a-L căuta pe Iisus, noi nu vom sta nepăsători când este vorba de biserică. Noi nu vom sta nepăsători acasă când este timpul de închinare. Vom face tot ce știm, vom lăsa și bisnițul, vom lăsa și activitățile noastre și vom alerga la casa lui Dumnezeu. Vom alerga să ne întâlnim cu Cel ce este iubitul sufletului nostru. Vom alerga să ne întâlnim cu Cel ce ne-a răscumpărat, cu Cel ce ne-a iertat, cu Cel ce ne-a salvat. Slăvit să fie numele Lui! Ce preț pui tu pe clipa întâlnirii cu Iisus? De la femeia aceasta învățăm niște lucruri extraordinare. Dis de dimineață, ea s-a dus să-L caute pe Iisus. Știa, era conștientă că sunt piedici, era conștientă că sunt obstacole, dar n-a interesat-o aceasta. A avut o nădejde vie: voi trece peste orice obstacol și vreau să mă întâlnesc cu Iisus. Dragul meu, dacă vei exclude din viața ta și voi exclude din viața mea toate excuzurile noastre, punând tot felul de scuze că a fost obstacolul cu toare sau cu tare, aș vrea să spun că excluzându-le pe acestea, căutându-L pe Iisus cu adoare, Iisus este gata să se descopere, slăvit să fie numele Lui. Amen. Un lucru extraordinar, haideți să-L căutăm pe Domnul din toată inima. Și în Osea, în capitolul 6, cu versetul 3, aș vrea să puneți pe screen și să vedem acest lucru așa de minunat. În Osea, capitolul 6, cu versetul 3, cuvântul Domnului spune și ne îndeamnă cum noi trebuie să căutăm pe Domnul. Și uitați ce spune: să cunoaștem, să căutăm, să cunoaștem pe Domnul, căci El se ivește ca zorile dimineții și va veni la noi ca o ploaie, ca o ploaie de primăvară, care udă pământul inimii noastre, slăvit să fie Domnul. Pentru ca Domnul să vină, pentru ca Domnul să reverse această binecuvântare peste noi, frați și surori, să-L căutăm pe Domnul. Și să-L căutăm cu adoare, să-L căutăm cu stăruință și cu străduință, căci Dumnezeu este Cel ce se lasă descoperit. Iar în Luca, în capitolul 19, versetul 1 și 3, vedem un om care avea o dorință vie să se întâlnească cu Iisus. Avea o dorință vie să-L vadă pe Iisus, erau multe obstacole în viața lui. În Luca, în capitolul 19, versetul 1 și 3, acolo este vorba despre Zacheu și spune aici: Iisus a intrat în Ierihon și trecea prin cetate. Și un om bogat numit Zacheu, mai marele vameșilor, căuta să vadă care este Iisus, dar nu putea din pricina norodului, căci era mic de statură. Până aici citirea. Vedem câte obstacole a avut omul acesta în a-L căuta pe Iisus. Dar el nu s-a dat bătut.
Nu s-a dat pe gubaș, ci dimpotrivă a căutat să-și folosească mintea și intelectul în a-L căuta pe Iisus. A găsit o poziție care nu îi făcea prea mare cinste ca mai mare al vameșilor să stai cățărat într-un dud, într-un pom. Dar nu contează unde ai să stai, de ai să-L vezi pe Iisus și de ai să te întâlnești cu Iisus. Ești cel mai fericit, slăvit să fie Domnul! Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Un alt lucru pe care noi îl vedem aici, Maria avea o atitudine de stăruință în a-L căuta pe Domnul. Și în versetul 11 din pasajul citit, haideți să vedem acolo, în prima parte a versetului spune așa: dar Maria ședea afară lângă mormânt. Maria ședea afară. Ceilalți s-au documentat, au văzut ce au văzut, au crezut și mai puțin au înțeles, dar și-au dus acasă. Ce te mulțumește? O primă parte, să vezi, să te documentezi, să auzi o slujbă, să auzi o cântare, sau ai un dor mai mare, ai un dor mai presus de toate, e dorul tău acela de a-L întâlni pe Domnul? Acest dor te-a trimis în dimineața zilei de astăzi la casa Domnului. Dacă dorul acesta ți-a stăpânit ființa și inima, aș vrea să spun, Iisus e aici. Iisus este aici, slăvit să fie El. El e prezent între noi prin Duhul Sfânt. El e prezent în inimile noastre, pentru că și L-am primit și îl iubim, slăvit să fie numele Lui. I-a stat acolo și nu s-a uitat că Petru pleacă, nu s-a uitat că celălalt ucenic se duce și rămâne singură, ci a stat pe marginea mormântului, s-a așezat acolo. Știți ce îmi spune aceasta? În căutarea lui Iisus trebuie să ai multă răbdare, trebuie să-ți dovedești pasiunea așteptându-L, căci Domnul vine, slăvit să fie numele Lui. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Noi să-L căutăm cu stăruință, să-L căutăm în forma aceasta. Și zice Apostolul Pavel în capitolul 17 cu versetul 27. Și acolo Biblia ne spune, și am vrea să citim și acest verset atât de frumos: cum caută oamenii și cum trebuie să caute oamenii pe Dumnezeu și cum trebuie să fie căutarea aceasta plină de stăruință. Și haideți să citim acest verset frumos, Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 27, unde spune Sfânta Scriptură în felul următor. Citesc cuvântul Domnului și zice: căci ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească. Frații noi și surorile mele, noi trebuie să-L căutăm pe Domnul cu stăruință. Noi trebuie să-L căutăm pe Domnul și să ne silim în a-L căuta pe Dumnezeu. Nu să ne mulțumim doar cu ceva de suprafață, și Dumnezeu să ne ajute și să se silească să-L găsească, bâșbuind, măcar că nu este departe de fiecare din noi. Auziți, Domnul nu-i departe din noi, dar vrea să vadă cât ești tu de interesat în a sta de vorbă cu El. Ai această atitudine și am această atitudine de a-L căuta cu stăruință și zic, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. O altă atitudine pe care o găsim tot aici, în textul care l-am citit din Ioan, din capitolul 20, și tot în versetul 11, spune în felul următor și zice aici: a-L căuta pe Dumnezeu cu sinceritate. Trebuie să-L cauți pe Domnul și din toată inima, cu sinceritate, nu doar împins de un scop și nu doar împins de o dorință omenească, firească, de a fi doar binecuvântat de El. A-L căuta pe Domnul
cu mare sinceritate și au zis ce spune aici. Zice, Maria stătea lângă mormânt și plângea. Ea nu s-a așezat acolo lângă mormânt să echivaleze nu știu ce lucruri, nici să judece faptul că ceilalți doi au plecat, nici că ceilalți de la biserică lipsesc. Am venit la casa Domnului și vrem să ne întâlnim cu El. Am venit și dorința noastră este atât de mare și vrem să-L vedem pe El. Slăvit să fie numele Lui! Ne închinăm înaintea Domnului cu lacrimi și cântăm de bucurie că este Domnul nostru, slăvit să fie El. Îl chemăm cu lacrimi în problemele noastre și în necazurile noastre și în drumul vieții noastre, și Domnul este Cel ce ia aminte. El orice lacrimă o strânge în burduful Lui. Aceasta reprezintă sinceritatea ta față de El. Aș vrea să te întreb, de când, sau să mă întreb chiar eu personal, de când n-am mai plâns înaintea Domnului, spunându-L că-L iubesc din toată inima, căutându-L și rugându-mă cu lacrimi? Poate pentru unii cred că a te ruga cu lacrimi e o rușine. Nu e adevărat. E expresia cea mai profundă a ființei umane. Este dorința cea mai fierbinte cu care o mai poți exprima fizic, că îl dorești pe Domnul. Haideți, frați și surori, să ne punem la inimă când venim la închinare, să venim și să-L căutăm, chiar dacă e nevoie plângând, chiar dacă e nevoie și dacă trebuie să plângem, plângem, căci El este Cel ce a plâns pentru noi, a plâns și a plâns de dragul nostru, vrându-ne ca să fim mântuiți. Slăvit să fie Domnul în vecii vecilor! Haideți să căutăm pe Domnul cu sinceritate! Iar în Ieremia, în capitolul 29, versetul 12 și 13, Sfânta Scriptură spune în felul următor: o formă în care și acest profet ne îndeamnă să-L chemăm și să-L căutăm pe Domnul: voi mă veți chema și veți pleca, mă veți ruga și vă voi asculta, slăvit să fie Domnul! Dacă îl chemăm și dacă îl rugăm, El ne ascultă. Mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta din toată inima. Iubiți frați și surori, aș vrea să spun că își doresc și îmi doresc mai mult ca orice în viața aceasta, ca totdeauna să-L caut pe Domnul din toată inima. Totdeauna să mă închin Domnului din toată inima. Doamne, ajută-mi, Doamne, dă-mi putere și iartă-mă pentru închinarea făcută, poate din obișnuință. Îmi doresc să fie totdeauna pasiune în închinare, dorință vie de a-L experimenta pe Domnul. Și aș vrea în continuare să mai vedem o atitudine care o găsim tot aici. A te închina și a-L căuta pe Domnul, trebuie să-L cauți cu atenție. Trebuie să-L cauți și să urmărești și în orice detalii. Nu poți să fii un om neatent, un om care nu plătește atenție, atât în bisnițurile dumneavoastră care lucrați cu oameni, când îl vezi că nu plătește atenție, când îl vezi că umblă neglijent, poți să-ți dai seama și să tragi o concluzie: omul acesta nu-l interesează de mine. Omul acesta n-are interes de geabul care este. Omul acesta nu este cel ce să aibă pasiune. Și auziți ce spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Și zice Maria, pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. El căuta pe Domnul, s-a plecat și a privit acolo. Știa forma cum a fost așezat, știa felul și toate obiceiurile care în Israel se foloseau pentru a fi îngropat, înmormântat un om. A știut tot ce a existat acolo și tot ce avea el acolo în mormânt și a căutat să vadă. A căutat să vadă dacă sunt acolo.
pentru că de-a lungul istoriei s-au răspândit tot felul de zvonuri. Ba că a fost furat, ba că l-au mâncat niște câini, ba că a fost plătiți pasnicii ca să-l dea și s-au dus și l-au ascuns ucenicii. Un om care este luat așa cu japca, cum spunem noi românii, ăia nu mai au timp să-i lase toate celelalte lucruri acolo. Și el a văzut, ea s-a uitat și cu mare atenție a observat că și acolo erau toate. Acolo era și ștergarul, acolo erau toate survenirurile care au fost puse la înmormântarea Domnului Iisus Hristos. Frați și surori, suntem chemați în căutarea noastră pe Dumnezeu, în căutarea noastră a Domnului Iisus Hristos, în găsirea Domnului Iisus Hristos, suntem chemați să-L căutăm cu atenție. Să căutăm pe Domnul cu mare atenție, nu oricum. În lumea noastră, în zilele noastre de astăzi, s-au ivit foarte mulți Hristoși mincinoși. În lumea noastră s-au ivit foarte mulți învățători mincinoși și teologi mincinoși. Cu vreo 8 ani în urmă, sau poate mai bine 10, aici în Statele Unite, și n-am să-i dau numele la facultatea respectivă, ca să nu vă deranjeze pe cineva, s-au uivit un grup de peste 70 de teologi vestiți, care au adus o ideologie și o teologie falsă, o erezie nimicitoare, după conceptul lor, nici 2% din Sfânta Scriptură nu este o realitate. Și oamenii aceștia, învierea Domnului Iisus Hristos, au pus-o exact pe ceea ce au pus-o fariseii și cărturarii, că a fost furat de apostoli, că au fost dus și în timpul fugilor de frică l-au scăpat nu știu pe unde. Și niște câini vagabonzi flămânzi de prin Ierusalim au venit și l-au mâncat. Câtă erezie și câți oameni rău făcători sunt în zilele de astăzi, care neagă pe Domnul Iisus Hristos. Frați și surori, căutați cu atenție, căutați și luați seama de unde beți apă. Beți apă din fântâna mântuirii, care este Iisus Hristos și care este Sfânta Scriptură. Căci oamenii sunt capabili de orice, dar unul e capabil să vă mântuiască și să ne mântuiască. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele Lui. Timpul se scurge și am vrea să trecem puțin mai departe și să vedem că și tot în acest test găsim câteva argumente de necontestat. Căci Domnul Iisus Hristos a fost mort, dar este viu în vecii vecilor, slăvit să fie numele Lui. El este Cel ce a înviat și trăiește, binecuvântat să fie numele Lui. Și primul argument este acesta, argumentul cerului. Cerul a dat această argumentație, căci Iisus Hristos este viu. Și noi credem din toată inima, căci Domnul nostru este viu și El trăiește, slăvit să fie numele Lui. Și uitați ce spune versetul 12. Și-a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și unul la picioare. Doi îngeri! Acești îngeri au venit și au fost trimiși de Tatăl din cer. Nimeni n-a văzut evenimentul învierii. Nimeni. Toți au văzut doar locul unde a fost Iisus. Toți au văzut doar locul. Dar cum a înviat El? Putem să ne ducem cu gândul la ce spune Apostolul Pavel, la o clipeală din ochi. La o clipeală din ochi, El s-a ridicat din morți la viață pentru totdeauna. La o clipeală din ochi, dacă credem și suntem credincioși și rămânem credincioși, ne vom ridica din morți cei ce au adormit. Și cei ce suntem în viață vom fi transformați ca să fim una cu El, slăvit să fie Domnul. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. Doi îngeri, dar de ce doi și nu unul? Pentru că mărturia biblică și forma biblică
pentru ca o mărturie să fie autentică și recunoscută și înaintea lui Dumnezeu, este ca orice mărturie să fie însoțită de cât? De doi sau trei martori. Din cele mai vechi timpuri, de pe paginile Sfintelor Scripturi, găsim lucrul acesta în Deuteronom, în Numeri și așa mai departe. Dar îl găsim și în Evanghelie, spus de Domnul Iisus Hristos. Și îl găsim și de Apostolul Pavel. Îl spune lui Timotei în capitolul, în 1-a epistolă, în capitolul 5, cu versetul 19. Și spune acolo, tu să nu iei o mărturie împotriva unui prezbiter, să nu primești învinuire din gura, decât din gura a doi sau trei martori. Aceasta trebuie să fie. Trebuie și Domnul Dumnezeu a știut să respecte ce ne-a spus nouă. Și El știe să respecte. El nu-și calcă cuvântul. Și de aceea a trimis doi îngeri care erau acolo să ne dovedească și să știm, frați credincioși, copii ai Domnului, surori, tineri și tinere, Hristos este viu. Hristos este viu. Și nu o spun eu după 2000 de ani, ci au arătat-o și a dovedit-o Dumnezeu prin faptul că a trimis doi îngeri la mormântul lui, care era gol, să vadă omenirea întreagă că Hristos trăiește, slăvit să fie Domnul. Un alt argument pe care îl găsim, și dați-mi voie, nu am găsit un alt cuvânt cum să-l numesc, dar l-am numit în felul acesta, dacă e potrivit sau nu, scuzați-mă expresia, am numit argumentul terestru. Și acesta îl găsim scris aici și spune în felul următor, în versetul 1. Și-a văzut că piatra fusese luată de pe pământ. Și într-un alt verset spune aici în felul următor, căci mormântul lui era gol. Două dovezi, din nou, două mărturii autentice, care și în zilele noastre de astăzi sunt acolo și oamenii le vizitează și se duc și se uită. A fost piatra dată la o parte și mormântul Domnului, care este gol, dovada clară, argumentul de necontestat că Iisus Hristos este viu, că El nu este în mormânt, Buddha e în mormânt, Confucius e în mormânt și toți cei mari capi ai religiilor, Mahomed, e acolo în mormânt, așteaptă o zi, ziua aceea, când se vor deschide și se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu, dar Hristos este în cer. Hristos este la Tatăl, slăvit să fie numele Lui. El este viu și va fi viu în vecii vecilor, slăvit să fie Domnul. Domnul nostru trăiește. Un tânăr în Statele Unite cu câțiva ani în urmă, i-a venit o idee destul de strașnică pentru a face un business și a câștiga un ban. Și acolo, la Hollywood, unde sunt mormintele stelelor cinematografice din lume, oamenii se duc de-a și fac pelerinaj să le vadă mormintele. Și tânărul acesta, ca să le găsească mormintele mai ușor, a făcut o hartă a mormintelor. Și se vinde cu câțiva dolari când te duci acolo. Și ți arată niște morminte a unor oameni morți. Aș vrea să vă spun, căci Domnul nostru nu este în mormânt. Domnul nostru ne-a lăsat o hartă. Harta aceasta este Sfânta Scriptură. Și noi după harta aceasta avem toată convingerea că îl găsim și vom fi cu El și suntem cu El. Slăvit să fie numele Domnului. Și un alt argument este acesta, frați și surori. Argumentul uman. Și aș vrea să mă apropiu de încheiere, doar să amintesc câteva cuvinte. Iisus se descoperă Mariei. Nu Maria l-a descoperit pe Domnul Iisus. Ea l-a căutat pe Domnul. Iisus i s-a descoperit Mariei. Nu oamenii l-au descoperit pe Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a descoperit nouă. Slăvit să fie numele Domnului.
Dacă noi l-am căutat pe Domnul, Domnul este Cel ce ni s-a descoperit. Domnul s-a lăsat găsit. Dumnezeu s-a lăsat să fie contactat și să fie atins. Binecuvântat să fie numele Lui. Și auziți ce spune aici Sfânta Scriptură. Și zice Biblia în versetul 15. Și ar vrea să-l citim. Și găsim aici câteva modalități cum să descoperă Domnul Mariei. Prima modalitate este modalitatea glasul Domnului era în grădină. Ea nu-l cunoștea și nu l-a putut să-l priceapă, dar el era acolo. Și auziți ce spune în versetul 15. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Frați și surori, glasul Domnului vorbește. Glasul Domnului, spune psalmistul, este cel care sfărâmă și munții. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aș vrea să te chem să fii atent, căci Domnul vorbește de fiecare dată. Domnul Iisus spune, zice, oile mele îmi cunosc ce? Glasul. Ele nu se duc după un străin. Ascultați-mă și vă spun din toată inima, am ajuns la convingerea aceasta, că având o relație reală cu Dumnezeu, tu îi cunoști glasul și nu vei cădea victimă ereziilor nimicitoare. Vreau să vă spun cu durere în inimă, cunosc un tânăr de aici, care este pradă unei erezii, ți se rupe inima. Am stat de vorbă cu el săptămâna trecută și vreau să-l contactez pe fratele păstor, să facem tot ce e posibil, să vin acasă. Să vin acasă. Nicăieri nu-i bine ca acasă. Nicăieri nu-i bine ca împărtășia fraților. Glasul Domnului este singurul glas care îți aduce viață. Slăvit să fie Domnul. Apoi găsim o altă formă. Dumnezeu, Domnul Iisus, se descopere Mariei prin cuvânt și zice, pe cine cauți? Îi vorbește și îi spune, pe cine cauți? Și până acum am văzut căci Maria îl căuta pe Iisus. Știți ce spune Psalmul 119 cu versetul 30? Haideți să-l citim pe Dumnezeu, pe acest verset din Psalm. Să vedeți ce frumos vorbește Sfânta Scriptură aici. În Psalmul 119, cu versetul 130, Biblia spune în felul următor, descoperirea cuvintelor tale dă lumină, dă pricepere celor fără de minte. Slăvit să fie Domnul! Dragii mei, frați și surori, nu lăsați Biblia să fie prăfuită. Spuneam tinerilor de la catecheza seară și au zis, cum putem noi crește spiritual? Și am zis, faceți-vă ordine în viața voastră. Eu nu vă spun să citiți un capitol pe zi. Că am văzut oameni care au început cu un capitol pe zi și au ajuns că nu mai citesc nimic. Am zis, luați-o încet de la Evanghelia după Matei și citiți două versete, trei versete pe zi. Și căutați să aveți și un moment în care la aceste versete, la rădăcina lor, să puneți și câteva lacrimi de pocăință în rugăciune. Și Dumnezeu vă va face să creșteți spiritual. Și după o perioadă de creștere, când veți ajunge să creșteți, vă spun sigur că nu o să vă mai despărțiți de Biblie. Nu o să vă mai poată nimeni lua Biblia din mână și să se spună să nu mai citesc. Aceasta este cuvântul lui Dumnezeu care dă lumină, slăvit să fie numele Domnului. Și o altă formă pe care noi o găsim tot aici, în acest verset, și cu aceasta am încheiat și spune în felul următor. Iisus i-a zis în versetul 16, Maria, chemarea pe nume. Aș vrea să-ți spun că poate zici că pe tine nu te bagă nimeni în seamă. Dragul meu, Iisus știe unde stai. Iisus îți știe și numele și prenumele. Iisus îți știe și banca și locul unde stai în biserică. Dar vreau să-ți mai spun ceva. Iisus știe și unde stai acasă și adresa ta și strada ta.
Și vei zice chiar așa, da, chiar așa. În Fapte găsim lucrul acesta în capitolul 9, versetul 4, 10 și 11. Acolo Dumnezeu îl cheamă pe Saul pe nume. Știa pe unde umblă, pe ce drum se găsește. Aș vrea să-ți spun în dimineața învierii, Iisus e pe urmele tale în orice loc. În groapa desnădejdie cu tine, în groapa bolilor incurabile Iisus e cu tine, în groapa suferinței de nescris, Hristos este acolo ca să te tămăduiască și să mă tămăduiască, ca să te vindece și să mă vindece. În groapa depresie Iisus e cu tine, că-și vrea să te ridice, slăvit să fie numele Lui. Iisus te cheamă pe nume, ești al meu, Israele, ești al meu, dau popoare pentru tine, binecuvântat să fie numele Domnului. Și a spus lui Anania, du-te, că acolo, pe strada, în casa lui Iuda, este un om care mă caută. L-a chemat pe Anania și a spus și strada unde există. Vreau să vă spun, am nădejdea 100%, nu-i mult. Și Domnul vine, dar El știe unde stau. El știe că stau pe strada cai în circle și de acolo mă va lua dacă voi mai fi în viață. Sau dacă mă va găsi în casa Lui, mă va lua de aici. Este Domnul meu, e iubitul sufletului meu, mi-e toată doarea inimii, Hristos trăiește, binecuvântat să fie El, e viu, viu în vecii vecilor, amin. Iubiți frați și surori, îl binecuvântăm pe Domnul care este viu în vecii vecilor. Pe buletinul duminical aveți anunțurile obișnuite ale bisericii. Aș vrea doar să vă aduc aminte că luna aceasta suntem angrenați în lucrarea aceasta de post și rugăciune, iar în timpul cântării pe care o vom cânta în comun în următoarele minute, rog frații ușieri să aibă pregătite tabelele și dumneavoastră să marcați un X în dreptul zilei în care ați dori să stați în jertfă înaintea Domnului. Am pus câteva motive de rugăciune pe buletinul duminical pentru săptămâna care ne stă înainte. Haideți să căutăm fața Domnului și să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce suntem chemați să cerem de la Domnul în perioada aceasta. Așa cum știți, anul acesta este anul postului la Filadelfia și vrem să căutăm fața Domnului apropiindu-ne de El. Vă rog acum să ne ridicăm cu toți în picioare și ne pregătim să ne închinăm Domnului. În timpul acestei cântări vom aduce la casa Domnului și darurile noastre de bunăvoie. Haideți să ne deschidem inima și buzunarele în același timp, portofelele, și să dăruim plin de bucurie, pentru că în dărnicia noastră Dumnezeu este glorificat. Ne închinăm Domnului cu dărnicia noastră. Valoros, tu rămâi în veci.
Să reocupați locurile. Fanfara bisericii va lauda pe Domnul, după care grupul de laudă și apoi corul bisericii și concluderea slujbei din ziua de astăzi, a închinării noastre înaintea Domnului, va fi făcută de fratele păstor Iulian, ascultând un mesaj pe care dorim ca Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Dorim ca Dumnezeu să-i dea ușă de cuvânt și harul Domnului să fie cu noi. Amin.
Și mormânt pe părăsit.
a treia zi de când muri și se spunea că va învia și din mormânt el va ieși și moartea o va birui. El a ales moară din dragoste pentru noi toți, dar pe lele el a murit și a treia zi a înviat. El a fost acolo când a murit, nici n-am văzut cum s-a jertfit, dar știu că în el eram atunci și eu sunt viu, căci m-a salvat. El a înviat să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Și ziceau, vrenic ești tu să iei cartea și să-i rupi pe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu. Cu sângele tău, Doamne, oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice năroci și de orice neam.
Ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru și ei vor împărăți pe pământ. M-am uitat și în prejurul scaunului de domnie, în jurul făpturilor vii și în jurul bătrânilor, am auzit glasul multor îngeri. Numărul lor era de 10.000 de ori, 10.000 și 1.000 de mii. Ei ziceau cu glas tare, vrednic este mielul care a fost junghiat, să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstia, slava și lauda. Și pe toate făpturile care sunt în cer, pe pământ, sub pământ, pe mare, și tot ce se afla în aceste locuri, le-am auzit zicând, acelui ce șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstia, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Și cele patru făpturi vii ziceau, amin. Haideți, ca o anticipare a ceea ce va fi în cer, când vom cânta cântarea nouă, să ne ridicăm și să cântăm întreaga adunare, mărire ție, Iisuse, Cel ce din morți ai înviat. Yeah.
Lăudați să fie numele Domnului! Cu nădejdea în inimă că vom ajunge ziua aceea când îl vom lăuda cu corul acela ceresc, să zicem din toată inima, binecuvântat să fie Domnul! Amin. Vă rog cu mult respect să vă reașezați. Răbiților, îngăduiți-mi să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri în concluzia acestei dimineți cu privire la însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți și pentru noi nu este nicio surpriză lucrul acesta. Noi știm cu convingere că Domnul este viu în vecii vecilor, lăuda să fie numele Lui. Cuvântul Domnului ne așează pe paginile Scripturii adevăruri cu privire la această lucrare pe care a făcut-o Domnul Iisus Hristos și anume ziua în care s-a ridicat dintre cei morți, aducând odată pentru totdeauna biruința sau victoria asupra morții, asupra celui rău și asupra puterii întunericului. Însemnătatea acestei lucrări este creionată în atât de multe aspecte care de mai de care splendide. Am încercat în această dimineață să sintetizez gândurile mele în două direcții, vorbind despre însemnătatea învierii Domnului Iisus, în primul rând, pentru cei care nu-L cunosc pe El, pentru cei care nu sunt mântuiți, și apoi însemnătatea învierii Domnului Iisus pentru noi, copiii Domnului sau cei care suntem credincioși. Pentru cei necredincioși, învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos este dovada divinității Lui. El este Fiul lui Dumnezeu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Cuvântul Domnului în Romani, capitolul 1, versetul 4, ne spune că învierea Lui stă la baza adevărului că El este Fiul lui Dumnezeu sau acestei realități, spune cuvântul Domnului aici. Iar în ce privește Duhul Sfințeniei, s-a dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea morților, adică pe Iisus Hristos, Domnul nostru, lăudat să fie numele Lui. Faptul că El s-a ridicat din moarte și a înviat dintre cei morți într-o duminică ca și aceasta este dovada pentru cei care nu-L cunosc că El este Fiul netăgăduit al lui Dumnezeu, lăudat să fie numele Lui. De asemenea, în ceea ce privește divinitatea Lui, când ne uităm în cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 18, Domnul ne spune că Lui a fost dată toată puterea în cer și pe pământ, binecuvântat să fie numele Lui. Nu este domnie sau stăpânire mai mare decât autoritatea pe care o are El. El este Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Scriptura este încărcată de versete care vorbesc despre faptul că prin El au fost făcute toate lucrurile. Iar Apostolul Pavel spune că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, binecuvântat să fie numele Domnului. A Lui să fie gloria în vecii vecilor. El este Dumnezeu pentru că are toată puterea în ceruri și pe pământ și sub pământ. Apoi un alt lucru ca și o dovadă pentru cei necredincioși cu privire la însemnătatea învierii Domnului Iisus este că tot ceea ce a spus Domnul Iisus Hristos este drept și adevărat. El a vorbit despre faptul că va învia dintre cei morți, a spus ucenicilor în repetate rânduri, de cel puțin în trei ocazii, Matei 16, versetul 21, Matei 17, versetele 22 și 23 și în Matei 20, versetele 17 și 19, Domnul Iisus Hristos, înainte de evenimentul învierii, le spunea ucenicilor că El va învia. Aleluia. Și aceasta s-a întâmplat în tocmai precum le-a spus. Ori faptul că El a înviat dintre cei morți este dovada că toate cuvintele Lui sunt adevărate. Niciunul din cuvintele Lui nu vor rămâne neîmplinite și drept urmare, Domnul Iisus Hristos este venit de la Tatăl, își are originea în Tatăl, conform Ioan, capitolul 8, versetele 28 și 29. De asemenea, nimeni nu poate să vină la Tatăl decât prin Domnul Iisus Hristos. Nu există altă cale de a ajunge în relație cu Dumnezeu decât prin Domnul Iisus Hristos. Și totodată Domnul Iisus Hristos spunea, cât a fost pe pământul acesta, că sângele Lui ne spală și ne curățește de orice păcat. În Matei, capitolul 26, versetul 28. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Pentru cei care n-au parte de cunoștința adevărului, faptul că Iisus a înviat dintre cei morți este un adevăr de netăgăduit. Au încercat oamenii să-L acopere în scurgerea anilor, au începând cu prima zi a învierii. În mesajul necredinței sau îndoielii
care s-a așezat în inima femeilor prima dată în grădină, apoi în mesajul marilor preoți sau a liderilor religioși ai vremii, apoi în dorința de a-i proteja pe cei pe care i-au plătit să-i apere, apoi în mesajul tuturor necredincioșilor până în zilele noastre, care încearcă să spună că Domnul n-ar fi înviat din morți, dar cuvântul lor a rămas de rușine datorită puterii transformatoare pe care învierea lui Hristos a avut-o și o are în viețile noastre, lăudat să fie numele Lui. Sângele Lui are putere să ierte păcatele, de aceea noi am fost iertați de toate păcatele noastre, așa cum spune Apostolul Pavel, lăudat să fie numele Lui. Pentru noi, copiii Domnului, însemnătatea învierii Domnului Iisus Hristos are de-a face cu răscumpărarea noastră sau socotirea neprihănirii noastre. Cuvântul Domnului în Romani, capitolul 4, versetele 23 până la 25, cuvântul Domnului ne spune în felul următor. Romani, capitolul 4, versetele 23 până la 25. Dar nu numai pentru el este scris că i-a fost socotită ca neprihănire, ci este scris și pentru noi, cărora de asemenea ne va fi socotită nouă celor ce credem în El, în Cel ce a înviat din morți pe Iisus Hristos Domnul nostru, care a fost dat din pricina fără de legilor noastre și a înviat din pricină că am fost socotiți neprihăniți, binecuvântat să fie numele Domnului. Pentru noi copiii Domnului, faptul că Domnul a înviat dintre cei morți este o dovadă a răscumpărării noastre. Nu era posibilă răscumpărarea noastră fără învierea dintre cei morți a Domnului Iisus. Actul sacrificial care s-a dus la Golgota nu putea fi încheiat doar cu moartea Domnului Iisus, ci trebuia să învieze dintre cei morți pentru ca lucrarea răscumpărării noastre să fie completată. În ziua de vineri, iadul întreg vuia plin de bucurie că aparent era dată cea mai mare înfrângere. Cel care a venit în lumea noastră cu menirea sau misiunea de a răscumpăra pe păcătoși din starea lor de păcat și a aduce în relație cu Dumnezeu, era dat la moarte. Și iadul jubila, fără să știe că în moartea lui era de fapt puterea răscumpărării noastre, lăudat să fie numele Domnului. Iar când s-a ridicat din moarte și a venit la viață, prin învierea lui este întregită lucrarea aceasta, dovedind autoritatea și puterea lui asupra morții, lăudat să fie numele Domnului. Un alt lucru pe care îl găsim în lucrarea învierii Domnului Iisus Hristos, pentru noi, copiii Domnului, este că în lucrarea aceasta este dovedită puterea lui Dumnezeu față de noi. Apostolul Pavel scria Efesenilor în capitolul 1, Efeseni capitolul 1, versetul 18, versetele 18 până la 20. Auziți ce spune cuvântul Domnului aici. Și să lumineze ochii și să vă lumineze ochii inimii ca să pricepeți care este nădejdea chemării lui, care este bogăția slavei moștenirii lui în sfinți și care este față de noi credincioșii nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei sale pe care a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat dintre cei morți și l-a pus să șadă la dreapta sa în locurile cerești, binecuvântat să fie numele Domnului. Domnul și arată puterea față de noi prin faptul că l-a înviat pe Domnul dintre cei morți. Noi ne uităm la Domnul și vedem tăria brațului Lui. Avem încredere în puterea Lui, pentru că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Puterea răscumpărătoare față de noi, pentru sufletele noastre, este dovedită în învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Noi, fără ca El să fi înviat, așa cum spune Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, am fi rămas morți în păcatele și în greșelile noastre. Dar El a avut puterea să ne rupă lanțurile cu care am fost legați, să ne dezrobească din robia în care diavolul ne-a prins. Și aceasta este dovedită în învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Apoi, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 3, Apostolul Petru ne spune că învierea Domnului Iisus Hristos este dovada că și noi vom învia dintre cei morți. Avem toți cei care suntem aici, avem persoane dragi care au luat-o înaintea noastră, care au plecat și au fost depuse trupurile lor în țărâna pământului. Și pentru mulți de noi, dintre noi sunt răni pe care ori de câte ori avem ocazia să reîmprospătăm în mintea noastră, memoriile acestea se aprofundează în viața noastră și simțim durerea despărțirii. Poate unii dintre dumneavoastră v-ați despărțit de copiii dumneavoastră.
Poate alții care suntem aici ne-am despărțit de părinții noștri și le purtăm în inimă și în suflet aducerea aminte a binecuvântării pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Poate unii dintre noi suntem bolnavi și ne înfioară gândul morții, gândindu-ne că va trebui să părăsim lumea aceasta. Însă totul în lumea aceasta se sfârșește după ideologia și filozofiile oamenilor la mormânt, însă pentru noi, copiii lui Dumnezeu, faptul că Domnul a înviat dintre cei morți e garanția că și noi vom învia. Și va veni ziua când va suna trâmbița lui Dumnezeu și ne vom ridica să mergem să fim pentru totdeauna cu Domnul. El este garanția învierii noastre. Apostolul Pavel, când spune că învierea Domnului este temelia credinței noastre, el avea în vedere incapacitatea noastră de a accepta acest adevăr, că atunci când se vor termina toate lucrurile, la glasul lui Dumnezeu se vor ridica morții din morminte, iar cei care vor fi rămași vii și sunt în viață vor fi transformați la chipea ochilor și se vor înfățișa înaintea lui Dumnezeu. Vedea incapacitatea noastră și de aceea îl pune pe Hristos și învierea lui ca temelia nădejdii noastre. Aș vrea să te încurajez în această dimineață să fii plin de nădejde, că și dumneata și eu vom fi printre cei care vom învia dintre cei morți dacă vom fi adormiți, iar dacă vom fi în viață, vom merge să fim pentru totdeauna cu Domnul, binecuvântat să fie numele Lui. Și un ultim aspect pe care aș vrea să-l subliniez, deși în trecere în această dimineață, este că învierea Domnului Iisus Hristos impune loialitatea noastră față de El. Noi, dacă suntem credincioși lui Dumnezeu, noi suntem credincioși lui Dumnezeu pentru marele bine pe care ne l-a făcut Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Când ne gândim la soarta noastră și la ce am fi meritat noi, ni se umple sufletul de groază, uneori tremurăm de frică și ni se bat picioarele deolaltă, pentru că știm că am fi meritat o sândă veșnică. Însă a venit El și prin învierea Lui ne-a îndatorat cu loialitate. Însă frumusețea este că nu este o relație de sclavie în care să umblăm târâți, ducându-ne cu chin zilele că de acum nu mai suntem ai noștri, ci El lucrează în noi și prin lucrarea Lui în noi ne face să trăim viața aceasta plenar, ne face să putem să fim plini de bucurie. Și iată că relația aceasta de loialitate produce bucurie în noi, nu întristare. Relația aceasta de loialitate pe care este între noi și Dumnezeu ne face să izbucnim în cântări de laudă și nici de cum în exprimarea amărăciunii. Câtă cântare a fost în această dimineață aici! Și așa de mult m-am bucurat să vă aud pe dumneavoastră, să cântăm toată biserica laudă lui Dumnezeu. Aceasta pentru că îi suntem loiali mirelui nostru iubit, binecuvântat să fie numele Lui. Învierea Lui dintre cei morți impune loialitate, dar nu o loialitate obositoare sau care devine o povară, ci o loialitate care învie în noi viața, atât în lumea aceasta, cât și în lumea care va veni, în lumea de dincolo. Câteva aplicații și apoi ne pregătim de concluzie. Nu știu dacă grupul de laudă mai putem să cântăm o dată cântarea El a înviat. Știu că e o surpriză, dar ar fi frumos să terminăm dimineața aceasta cântând această cântare, declarând din nou că credem cu toată inima că Domnul Iisus Hristos a înviat. El a înviat în Ierusalim, dar este viu și trăiește printre noi. Lăudat să fie numele Lui. Câteva aplicații practice. Impactul învierii Domnului în viața noastră trebuie celebrat și sărbătorit. Noi facem sărbătorile acestea în cinstea Domnului și ne adunăm la casa Domnului pentru că este în inima noastră dorința de a celebra, de a sărbători învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos. Dar n-aș vrea ca această celebrare se termine aici. E frumoasă slujba și după multe ore de muncă, atât la școala duminicală cu copiii, cât și grupurile care s-au pregătit, formațiile bisericii și fiecare care a participat în slujba din această dimineață. După atât de multă muncă, am reușit să avem o slujbă frumoasă la casa Domnului. Însă n-aș vrea să se oprească aici, ci aș vrea să mergem în casele noastre și să-L celebrăm pe Domnul nostru, că El este viu în vecii vecilor. Să-L sărbătorim așa cum se cuvine, pentru că este stăpânul vieților noastre, lăudat să fie numele Lui. Dacă cumva este cineva aici care mai are rețineri cu privire la învierea dintre cei morți a Domnului Iisus Hristos, aș vrea să te invit în această dimineață să evaluezi mesajul martorilor. Nu crede tot ce ți se spune numai așa că ți-am spus noi. Du-te acasă, ia cartea lui Dumnezeu, uită-te în cartea lui Dumnezeu, citește mărturiile, caută dovezile istorice cu privire la evenimentul acesta.
Sunt istorici care au consemnat lucrurile care s-au întâmplat în cuvântul lui Dumnezeu. Analizează tu, judecă și cugetă la mesajul martorilor pe care îl vezi. Au fost martori care au fost martori mincinoși, iar minciuna lor a pierit odată cu pronunțarea ei, pentru că minciuna nu poate să rămână în picioare. Evaluează explicațiile mormântului gol. Încearcă să cauți să vezi care sunt argumentele pe care oamenii le prezintă cu privire la faptul că mormântul este gol. Se spunea în această dimineață, în primul mesaj, că oamenii au fost creativi și au încercat să inventeze tot felul de invenții. Însă mormântul gol este gol pentru că din el s-a ridicat Domnul Iisus Hristos și este viu în vecii vecilor, binecuvântat să fie numele Lui. Apoi, ca și copiii lui Dumnezeu, aș vrea să vă chem în această dimineață să nu pierdem din inimă niciodată importanța învierii Domnului Iisus Hristos. Să nu cumva prinși de valul evenimentelor, să lăsăm ca inima noastră să fie umbrită de lucrurile lumii acestea și să uităm că Domnul Iisus Hristos a înviat dintre cei morți. Noi venim la biserică de duminică de duminică pentru că El a înviat dintre cei morți. Ziua care a fost consacrată pentru închinare în perioada Vechiului Testament a fost sâmbăta, a șaptea zi din săptămână. Iar noi ne închinăm duminica, în întâia zi a săptămânii, din motivul că în prima zi a săptămânii a înviat dintre cei morți Domnul Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Mersul nostru la biserică să fie o aducere aminte că Domnul nostru trăiește și este viu în vecii vecilor. Vă chem să ne ridicăm în picioare, timpul s-a scurs, timpul rezervat pentru slujba din această dimineață. Însă aș vrea să ne luăm moment și să cântăm înaintea Domnului cântarea aceasta, o cântare înălțătoare, prin care să declarăm, să facem această afirmație cu convingere că Domnul a înviat și El trăiește, lăudat să fie numele Lui. După ce cântarea aceasta comună încetează, îl rog pe fratele George Petre să mulțumească Domnului pentru slujba din această dimineață, pentru timpul pe care l-am petrecut aici la picioarele Domnului și pentru binecuvântarea primită de la Dumnezeu. Amin. Hai cu toții să cântăm. El a înviat în Ierusalim, Cel ce era Fiul Celui Sfânt, dăruind victoria. El a înviat în Ierusalim, Cel ce era Fiul Celui Sfânt, dăruind victoria. El nu l-a înviat în Ierusalim, El a Please.
Dincolo de perdeaua care desparte pe om de Dumnezeu. Păcatul, Tu ești Cel ce-ai iertat vina noastră, păcatul nostru, prin trupul Tău atârnat pe lemn. Ai fost îngropat, dar ai înviat. Și lucrul acesta pentru noi este un prilej de mare bucurie. E un mare har să știm că Tu ești viu. Și că tot așa vom învia și noi dintre cei morți. Aleluia. Te binecuvântăm pe Tine în fiecare zi. O, aleluia! Glorificat să fie numele Tău cel mare și puternic. Doamne, binecuvintează toate familiile. Binecuvintează familiile noastre, copiii noștri și toți împreună, cu un cuget și un gând, să Te lăudăm pe Tine și să slujim cu bucurie, știind că într-o zi vom învia și noi împreună cu Tine și vom fi totdeauna cu Tine. Lucrul acesta ne aduce de asemenea bucurie. Te rog, Doamne, să binecuvintezi adunarea noastră. Amin. Să binecuvintezi pe cei ce Te caută și Te cheamă cu inimă curată. Ne rugăm pentru cei necredincioși ca Tu, Doamne, să le dovedești aceasta, să dovedești în mintea lor, în inima lor, în cugetul lor că Tu ești viu și ei să creadă. Și prin credința lor să-și mântuiască sufletul. Ne rugăm să binecuvintezi pe cei ce slujesc în adunarea aceasta, Doamne. Binecuvintează păstorii, binecuvintează lucrătorii, binecuvintează pe cei ce Te laudă, binecuvântă pe cei ce ascultă și îți mulțumim că Tu le binecuvintezi pe toți, pentru că Tu ești un Dumnezeu mare și puternic. Acum, la plecarea noastră, Te rugăm, Doamne, să mergi cu noi în călătoria noastră spre casă, să ne ferești de tot ce ar putea să fie rău, să mergem în drumul nostru, Doamne, cu inima curată și cu gândul acesta bun, că Tu ești viu în vecii vecilor. Vestea aceasta bună să răsune în inima noastră. Te lăsăm în continuare la lucru și îți mulțumim că ai fost cu noi și că ești cu noi și în numele Domnului Iisus Te lăudăm, Tată Ceresc, prin Duhul Sfânt în veci. Amin. 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 Vă mulțumim tuturor celor care ați găsit de bine să fim împreună în această dimineață. Vă așteptăm din nou la părtășie după masă la orele 6, când ne vedem aici din nou la Casa Domnului, să continuăm să sărbătorim plin de bucurie învierea dintre cei morți a Domnului Iisus. Vă dorim poftă bună și un timp binecuvântat împreună cu familiile.